Ridici cât de strâmb se vede. În fața porții ce v-au făcut? Terenul e mai drept aici, deci în fața porții aici nu e plan înclinat, e foarte puțin. Și dacă nu sunt plășile cum le toarnă de bucăți, ele dacă nu sunt aliniament, el ne fiind cădere, atunci rămâne bătește apă, rămâne porțiune, așa, până mai jos, mai sus, mai... Nu are cădere. Încolo unde e la vale, poți fi nu neapărat turnat în direcție dreaptă. Că apă oricum curge. Dar aici e mai mult drept decât înclinat. E, o înclinație mică, foarte mică. Uite că se vede. Deci, sări mai de până jos. Asta e bună. Asta e aproximație bună. Uite. Aici are 4 cm. Și prin coștul ăsta. Vedeți? Asta e bun. Cele două plăci. Ești mai jos cu 4 cm. Ce se mai... Aici rămâne sârma până atunci, până luni, până vede. Și deci e risc să adune apa sau deja aveți așa presimțire? Nu, rămâne bătește apa, când e băgăuni bătește apa, așa arată urât în față aici, dar se poate repara, dacă nu faci luni. Adică am pus o sfoară acolo și am pontat, am verificat, am pus cumpra să vede și clare, cu 4 cm, două plăci mai. Ești mai jos, cum pus pe bucăți, cum îi puni. Și apa aceea stă la soare și se usucă, nu? Sau erodează da, betonul și într-o zi o să... E urât. De chiar în fața casă, deci se bătește apa așa că rămân niște bălți așa aiurea. Și el cât de lat are o 60 cm pe fundul șanțului de lat, la lungimea băgăuna ce are o 4 metri, deci udita mai băltoacă acolo, aiurea. E urât. E chiar în fața casă. Dar se poate repara, doar acolo poți să pui pe fund, să adaugi un strat de beton și iese fundul și drept, ca să curgă apa la vale, nu-i mai lucru, doar să vrei. Dar văd că și sub pod rămâne. Dacă nu fac ei, fac eu pe urmă. Și sub pod am văzut că rămâne apă, nu? Uite, jumătate de metru de apă, o să vede tubul. Jumătate de tub e plin cu apă. Și-a făcut un pic de șanță. Ce porcărie e și așa. Trebuie să-l fac adânc și-a făcut numai alea. Și gură strâmb, dar asta se înfundă clar. Incredibil. De rău. Da, sub pod acolo de alb, păi cum să nu rămână? Dacă ei o să pot un pic de șanț, dar nu se va până jos. Până la baza podului, până la baza găurii. Uh-huh. Unii camera de scurgere. Au făcut un pic deasupra și gata. Și restul normal cu rămasă apă, dacă n-ar fi scurg. Deci nu-i dus până la capăt proiectul. Șanțul trebuie făcut la adâncimea până la baza de jos a gurii de scurgere, ca scurgă tot apă din pod, nu? Corect. Ei au lăsat așa. Eu făcut un pic de șanț, doar urmea să le betoneze și eu știu și... Da, când ați observat? Ați observat asta în timp ce ei lucrau sau după ce au terminat lucrarea? Pe ieri au făcut șanțul și azi m-au uitat. Mm-hmm. Și credeți că mâine, poi mâine revin și ați putea să le sesizați problema? Da, ce să-i... Da, am trimis filmuletul și domnul primar, o zic că o să vorbească cu ei, dar nu-i logic ca să fie, doar să rămâie apa acolo, la capul podului, unde trebuie să facă până jos ca să cu toată apa din pod, din tub, cum îți rămâi, bătește în tub, doar ei acolo se acumulează mâl, dacă nu...
Degeaba, Sunt fundul cum s-a fundat și la carbun. Degeaba ai mai băgat tubul sub drum dacă nu îl faci scurgere. Păi... Să-l umple de nemol, de... Dar să umple cu mâl, că vine... Vine apa de pe deal, să scurge în, când vin ploaia abundente, să scurge în șanțurile betonate care sunt marginea drumului și vine apa murdară, cu, când vin ploi puternici. De acord. Cu pământ, cum vine. Ei, și el se decantează. Unii gaură acolo se decantează și rămâne și nu, clar. Clar. Mulțumesc pentru semnal și pentru încredere. Da. Și aici mai e o treabă, aici cu podurile, cu podețele, cum au făcut, podețele la intrare la fiecare casă, le-o să capi toate, ca să facă șanță. Uh-huh. La fiecare. Da. Ei, la început, au spus că le fac și înapoi. O să că nu mai aveți o problemă, noi le străcăm, le-o străcat cu picamărul, le facem înapoi. Erau... După ce le-o străcat, cromnii se fac. Erau făcute de administrația drumurilor sau le-ați făcut dumneavoastră? Nu, eu făcut, deci podurile noastre au fost făcute de oameni înainte. Uh-huh. De fiecare și-a făcut podurul lui. Da, da. Ia acolo le-au stricat ca să le facă ei din nou, fac poduri nou. Noi. Dar doar că sunt acum, dar n-au spus de la început care au mai multe intrări, că să-și facă ei poduri, adică să-și facă proprietarul poduri. Uh-huh. O să că toate podurile care le strică, ei le facă înapoi. După ce le-au terminat de stricat, când au început să facă, să apuci turna beton, hop, că proiectul nu e așa, atâta la o singură, la fiecare familie, să faci doar câte singur pot. Dacă are mai multe intrări, ai mai altă poartă de intrare, pe undeva să faci. Îți faci singur. Da, pe cum? Pe eu am avut, unde a fost, de exemplu, Ștefan cel Mare, în comună alăturată, oamenii nu au ce să facă. Și bune și tuburi, tot primăria a adus, au făcut ce-și facă podurile oamenilor dacă mai aveau și a doua intrare sau a treia intrare, sunt care au mai multe intrări în curs. Dar care era soluția? Puteau să facă șanțul păstrând podurile vechi? Dacă știau că au N-avea bani cum. Numai pentru un pod? N-avea cum, trebuiau oricum stricate celelalte, nu? Oricum stricate, deci doar rămâneau dacă erau poduri la anumite înălțimi. Mm-hmm. Uite, fă, undeva aici la vale. Cineva a lăsat podul, a rămas ori potrivit la înălțimea care trebuie, care... S-a înălțat drumul acum. Și altul a lăsat. Da. Am înțeles. Nu l-am mai stricat, restul nu se potriveau și l-o scăt. Chestii și socoșe. Și chiar dacă nu se mai potrivea din ele, că nu erau chiar toate așa, de joasă sau... Dar nu, ei l-o spart. Nu. Da. Și acum a zis domnul primar că o să facă din și fonduri ăștia de la Aqua Park să bată și fondurile rămân, din și fonduri mai au, adică ca să facă la toate porții. Mm-hmm. Aqua Park se numește firma care firma, da. Mm-hmm. Firma constructoare, da. Ok. Ca să facă la toate, când n-au pe oamenii posibilitate să-și facă dacă are două intrări, două pod costă. Cum? De acord. Da. Și acum o să fac. Acum o să vedem. Rămâne de văzut. Și încă mai e o problemă, dacă ați observat la un filmuleț care v-am trimis, pe marginea șanțului sunt undeva, cum e aici la mine porțiunea cât e proprietatea, aproape cu 10 metri aproape de vecinul, se distanțează gardul. Așa vine cu un pic curbă și distanțează. Ei, unde vine marginea șanțului până în temelie, o pus până în temelie. Restul, dacă e un pic mai încolo cu o palmă sau cu ceva, care rămâne liber. După aia, iară s-o venit în linii, deci cu golul care rămâne între temelie și marginea șanțului, cum o calculat ei, că e doar rămâne așa cu o buză atât de 5 cm pe margine, nu se duce mai încolo. Păi mutați gardul până la buza șanțului, sau care e problema? Că rămâne solul gol sau ce? Gardul e calculat, stă pe hotarul legal, oficial, nu? Pe care plătiți impozit. Dar care e riscul? De ce vă deranjează că rămâne solul gol? O să crească iarba acolo, nu? Și gata.
cum să crească iarbă? Pe aici, pe acolo, rămâne, unii nu se potrivea, șansul, unii nu era drept pe lângă gard, dacă o rămâne spațiu. Și omul își completează cu beton, nu poți rămâne aiurea. O bucățică rămâne cu iarbă, n-are cum. De ce? Sănătos. Să aibă de unde ciugule roațele. Dar e urât, cum? Dar... Am înțeles. Da, asta e o treabă aiurea, care, na, e așa, avea un proiect și așa... Dacă drumul nu-i drept, ce să fac și ei acum? Încearcă să dreagă. Bine, drumul e drept, dar direcția gardurilor, că nu e în aliniament, la, așa vine la o cotitură, numai aici ei. De exemplu, e vreo 7 metri, așa, 8 metri, 4 metri ar fi la mine și 4 la vecinul, atât ar fi partea aia mai lată un pic decât marginea șanțului. Restul, și la deal și la vale, ajunge șanțul până în temelii. Deci numai o bucățică atâta, că restul, în mare parte, șanțul până în temelii. Până în temelia gard, nu rămâne spațiu, doar câte un pic e școlul, cine știe cum. Ei, și pentru un pic, pentru 10 roabe de beton, nu puteți să completezi acolo, să rămâi așa... Deci sugerați că trebuia acoperit cu beton bucata aia, șchioapa aia de... Trebuia unde nu era gardul, nu era în direcția șanțului, cum... Nefiind în aliniament, cum e mai la vale sau mai la deal, că în mare parte e aproape, deci în mare parte e aproape de temelie, doar cât un pic e școlul unde e. Ei, trebuie pus acolo un pic de beton ca să fie, să nu mai pasele, își pune omul, na. Poate are primarul plan să pună panseluța acolo. Fie frumos, dacă ai zis că nu-i frumos așa, să fie cu flori. Troscot ceva. Da, pe trosturi, burieni, cu cută crește, oricum. Ambrozie să nu crească, că am înțeles că e interzisă prin lege, că... Da, alergie. Da. Ei, dar omul își face ordine în fața casei, nu rămâne așa, și nu lasă așa, își face treaba. Ok. Dar eu mă refer cât e de prost gândit treaba. Bun, asta e treaba. Dar omul cum, oricum își face, unii nu își face singur. Că n-are ce să fac, n-are încotro, nu poți lasa așa. Vă pun la cheltuială ăștia, da, cu reparația drumului. Ei. Și pentru poți. Dar e urât, drum. Adică... Dar oricum nu rămâne loc de trotuar acolo, că e numai o șchioapă, dar nu poate să meargă oameni. Nu, atât, e un pic, nu, e lângă gardul, e un pic cât e, dar ce era dacă înlocuie până acum și era până marginea... Na. Asta e. În fine, rămâne de văzut. Dacă nu-și face fiecare, cât e și gata. Am înțeles. Sănătate. Asta e.